Președintele Partidului România Mare, filiala Suceava, Saveta Ionesi, a votat duminică pentru o Românie curată. Aceasta și-a exprimat opțiunea de vot, având speranța că lucrurile se vor îndrepta, iar tinerii nu vor mai lua calea străinătății. Am votat pentru o Românie curată, pentru o Românie în care să se respecte justiția, pentru o Românie în care să se creeze locuri de muncă, pentru ca tinerii să nu fie nevoiți să plece în străinătate.